La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a fost lansată astăzi corespondența dintre poetul Ioan Alexandru și arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, pe vremea când acesta era monahul calinic. Scrisorile confirmă prietenia dintre un poet cu o pregnantă dimensiune religioasă și un monah cu o dimensiune culturală într-o epocă vitregă, atât pentru literatură cât și pentru biserică. La evenimentul editorial a participat, alături de ierarhul argeșan și preasfințitul părinte Benedict Bistițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleancului și Clujului. Desfășurat în aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, evenimentul editorial a reunit clerici, teologi, oameni de cultură și studenți ai instituției de învățământ. Volumul Frate Calinic, Ioan Alexandru către Calinic Argeșanul, viața din cărți, scrisori și dosare secrete, a apărut în anul 2021, la împlinirea a 8 decenii de la nașterea poetului Ioan Alexandru. În momentul acesta, noi celebrăm viața ca întâlnire prin volumul pe care îl avem în față. Și cred că e una dintre cele mai frumoase definiții pe care cineva poate să o dea vieții în general, dar vieții sale în mod special. Viața ca întâlnire. Uneori suntem valoroși, sau nu uneori, de cele mai multe ori suntem valoroși, mai ales prin oamenii pe care îi întâlnim, oamenii cu care rămânem în contact și mai ales cu oamenii pe care îi împlânzim, în așa fel încât să ne facem prieteni. Credem că în acel moment, în anii aceia frumoși, anii 60 pe care a petrecut în Apărea Sfințitul în Cluj, pe vremea aceea, tânărul preot Constantin, și această legătură frumoasă pe care a stabilit-o cu Ioan Alexandru, cu George Bălan și cu ceilalți oameni deosebiți, au început un șir lung de cunoștințe, de întâlniri, și probabil că nu mă va contrazice în Apărea Sfințitul, că făcând o panoramă asupra vieții, un survol din acesta general și poate și filtrând lucrurile cele importante, de cele mai puțin importante, își va da seama că are un palmares deosebit, tocmai în ceea ce privește pe oamenii care i-au întâlnit și oamenii pe care Dumnezeu i-a făcut să-i întâlnească, în așa fel încât viața să se desfășoare tocmai în felul acesta, ca o celebrare de întâlnire. Ne-am gândit câte scrisori au mai fost așa găsite în timp, să le găsim și noi un loc așa în viața tipăriturilor, mă rog, literar-artistice sau cum pot fi considerate ele, așa pentru un plus de cunoaștere, am putea spune. Și e foarte bun lucru că Adrianul Gheorghe, scriitorul, i-am încredințat să se ocupe de această ediție. A făcut-o cu foarte mare bucurie. Viitorii de cultură, de literatură și așa mai departe s-au arătat și de data aceasta interesați de subiectul în sine. Sigur că scrisorile erau inedite, necunoscute de publicul larg și m-am gândit ca să nu moare acest, cum să spun eu, stil, să zicem așa, epistolar, da, care este foarte important. Ioan Alexandru este prezent în cultura română și în același timp este prezent în lumea bisericii, să spun așa. Iată, lansarea acestei cărți, corespondența lui Ioan Alexandru cu un alt preasfințitul calinic, ne arată că, iată, încă sunt documente importante care vorbesc despre viața și despre opera lui Ioan Alexandru. Sigur, aici au fost o serie de interpretări pe opera lui Alexandru, de asemenea s-a vorbit despre viața lui, a fost evocată personalitatea acestui mare cărturar, acestui mare intelectual, o activitate care a fost mereu în armonie cu viața bisericii noastre ortodoxe. Cartea este foarte, foarte interesantă, chiar dacă poate citind-o vei simți nevoia în oglindă să se păstreze și răspunsurile fratelui Calinic de atunci, respectiv ale înalt preasfințitului. Ori acestea s-au pierdut pentru că în locurile natale, Topa, comuna de aici, în apropierea Clujului, s-a pierdut arhiva originară a marelui poet. Presupunem, nădăjduim că o vom regăsi, dar nu apar în oglindă și răspunsurile. Apare doar, vedeți, scrisorile cele care au fost păstrate cu grijă de către înalt preasfințitul. Ioan Alexandru s-a apucat să scrie poezie cu fior religios într-o perioadă în care în România ideologia dăduse buzna în școală, în cultură,
în familie, în educație. Și el s-a apucat să rostească despre Logos, despre întruparea Logosului, despre Iisus, despre Maica Domnului, despre Dumnezeu, despre Biserică. El a fost între primii care au spus că fiorul religios, că Biserica a fost cea care ne-a unit, de fapt, și România este întreagă pentru că Biserica și credința ortodoxă a fost cea care a dat un sens unei comunități, unui popor. Evenimentul editorial face parte din seria manifestărilor dedicate centenarului învățământului teologic ortodox universitar clujean 1924-2024.